Calendarul biblic interzis. Este interesant faptul că acest citat se referă la implicarea lui Constantin în Consiliul de la Nicea ca la o intervenție. Nu vă îndoiți de aceasta. Legea duminicală a lui Constantin a fost o legislație civilă adoptată pentru a-și uni imperiul printr-un singur calendar. Constantin, politicianul desăvârșit. Constantin a fost în primul rând un politician și un strateg militar. El a emis cel puțin 6 decrete privind respectarea duminicii, dar toate au fost din motive pur politice. Aceste decrete au fost 7 martie 321, o lege care le ordona oamenilor din oraș, tribunale și meserii să înceteze să mai muncească în ziua soarelui. Iunie 321, emanciparea și administrarea sclavilor permise în ziua soarelui. Soldații creștini au permis să participe la serviciile bisericești de duminică. Trupele păgâne trebuie să recite o rugăciune în timp ce se află pe câmpul de foraj duminică. Duminica a declarat o zi de piață pe parcursul întregului an. Un decret care sprijină hotărârea Consiliului de la Nicea, conform căreia învierea lui Iahușua ar trebui să fie observată de acum înainte în ziua soarelui, Duminica Paștelui, mai degrabă decât să comemoreze moartea lui Iahușua pe data răstignirii în timpul Paștelui din Nisan 14. Constantin dorea un imperiu unit. Cu omologul său Estic Licinius, el a emis un decret din 313 cunoscut sub numele de Edictul de la Milano, care îi acorda protecție creștinilor și dreptul civil. Acest lucru nu a promovat creștinismul mai presus de păgânism, la fel de mult ca și echilibrarea câmpului de joc, permițând creștinilor drepturi legale. Pentru prima dată, creștinismul a fost plasat într-o poziție legală cu celelalte religii și cu ei s-a bucurat de protecția dreptului civil. Licinius a fost un păgân, iar această lege nu acordă niciun privilegiu creștinilor, care nu este permis și păgânilor. Este o altă dovadă a politicii lui Constantin de a menține pacea în lumea religioasă. Constantin nu era un sfânt, era un tiran vinovat de uciderea fiului său. Motivația sa pentru un imperiu unit nu a fost determinată de dorința de pace. Conducerea lui Constantin pentru un imperiu unit a fost fondată pe dorința sa de putere mai mare. Unii istorici conectează toleranța lui Constantin la creștinism cu dorința de a putea atrage creștinii ca soldați, mărind astfel mărimea armatei sale. Până în acest moment, creștinii au evitat să se angajeze. Toate actele toleranței religioase a lui Constantin ar trebui privite în lumina unui dictator care caută uniformitate și, prin urmare, un control mai mare în imperiul său.